Doamnelor și domnilor, noi ne retragem. Dacă v-a plăcut clovnul, aplaudați-l. Am aici în spate, doamna primară, îmi dați voi numai două vorbe să spun despre această formulă. Am în spate un destoinic profesor de suflet de la Podul Turcului, domnul profesor Popa Nicolae, a reușit să facă pe Valea Zeletinului, la Podul Turcului, un taraf care dă noi de câți ani, domnul profesor? Ansamblul folcloric de 42 de ani funcționează și acest om a reușit să învețe și copii care aveau mai puțin talent la muzică, dar și pe cei care erau talentați și a mers în străinătăți, peste tot. Și acum am mers la Viena. Au spus să mergem și noi. Și, domn profesor, dacă insistați, să știți că mergem și noi la Viena. Felicitări! Bună ziua și bine v-am găsit la Festivalul de Folclor și Tradiții Populare Trandafir de la Sărata, ediția 2016, un festival organizat de Asociația Culturală Sărățelul în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Sărata, un proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău. Merită aplauzele dumneavoastră pentru că au făcut posibil acest eveniment. Înainte de a da oficial startul acestui festival, am să-l invit în scenă pe cel care a pus bazele acestui eveniment, gazda dumneavoastră din această zi, domnul Nicolae Mucenica. De asemenea, am să invit aici și pe doamna primar. Vă rog. Și pentru că sunt o speță de seamă, am să-l invit în aplauzele dumneavoastră, vă rog să-i aplaudați. Și pe domnul deputat Lucian Șova. Așa cum se cuvine, sper că nu vă supărați pe mine, am să dau cuvântul oaspeților. Mulțumesc în primul rând pentru că mi-ați dat cuvântul primul. Într-al doilea rând, mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o doamna primar și Consiliul Local de a participa la acest eveniment și mă bucura de oportunitatea de a vă spune câteva cuvinte legate de două lucruri. Unul, de semnificația pe care o dau eu acestui eveniment, aceea de a marca un moment important al spiritului național. Profit de această ocazie să vă spun că sunt impresionat de ceea ce văd aici, de la copii foarte mici până la bunici falnici îmbrăcați în costume naționale și pregătiți să se bucure de tradițiile românești. Acest lucru
cred că e de natură să dea speranță tuturor celor care cred încă în fibra națională, în patriotism, în spiritul românesc și în puterea acestui popor de a se perpetua și de a renaște după fiecare încercare grea. Din păcate, poporul nostru, ca și în istorie, și acum este supus la multe încercări, fel de fel, și întotdeauna, cel puțin în ultima sută de ani, a arătat că este în stare să își găsească calea. Eu sper în continuare ca tradițiile, ca spiritul național, ca spiritul patriotic, să fie cel care să ne țină drepți și să ne ajute să ne găsim drumul aici, în România, noi pentru noi, noi pentru copiii noștri. Sigur că ultimii ani, ultimii 20 de ani, au făcut ca mulți dintre tinerii sau mai puțin tinerii concetățeni de-ai noștri să arate pe calea străinătăților. Însă sperăm că vom găsi drumul, iar eu sunt unul din cei care militez pentru acest lucru foarte serios și fac tot ceea ce îmi stă în putință, de a găsi drumul ca românii să muncească, să trăiască în primul rând în țara lor și să fie mândri de țara lor, așa cum dumneavoastră, cei îmbrăcați în costume naționale, sunteți mândri de acest lucru, pentru că altfel nu v-ați îmbrăcat duminica în zi de sărbătoare astfel. Al doilea lucru despre care vreau să vorbesc este cel legat de primărie și Consiliul Local și de eforturile pe care văd că le-a făcut și s-au concretizat în ultimul timp în Comuna Sărata, atât doamna primar Argatu, sprijinită desigur și de Consiliul Local, de consilierii care sunt alături, și de toți cetățenii care au apreciat că este oportun să fie alături de dumneaei. Mă bucur să văd, după un mandat de deputat, al cărui colegiu a fost și în comuna dumneavoastră, că o serie de lucruri s-au schimbat în bine, atât cât poate face totuși statul și județul la nivelul întregii țări. Mă bucur să văd că n-au trecut degeaba cei 4 ani de administrație și avem toate motivele să privim cu încredere, cu speranță și la viitor, din perspectiva a ceea ce poate face administrația pentru cetățeni. Sigur că și cetățenii trebuie să fie alături de administrație pentru a-i da putere. Puterea fiecărui primar este dată de oamenii care îi sunt alături, care îi susțin atunci când au nevoie, atât la județ, cât și la București, de așa manieră încât, din punct de vedere al lucrurilor care le poate face statul pentru oameni, să se facă cât mai multe. Și sigur, nu în ultimul rând, este important ca și oamenii să facă ceea ce presupune datoria de cetățean față de stat, să lucreze, să-și plătească taxele, să-și dea copiii la școală, să aibă grijă de sănătatea lor. Eu vă doresc multă bucurie în această zi de sărbătoare. Doresc succes tuturor ansamblurilor care urmează să participe la acest spectacol și sper ca și peste 10 de ani acest spectacol, poate în sală mai mare, poate cu mai mulți participanți, să fie regăsit de urmașii noștri cu același entuziasm pe care îl găsesc și eu acum. Vă doresc petrecere bună! Mulțumim frumos, domnul deputat, pentru cuvintele frumoase adresate. Și eu vreau să vă doresc tuturor bine ați venit în comuna noastră, tuturor ansamblurilor. Eu sper să vă placă comuna noastră și să mai veniți cât mai des. În continuare, aș vrea să felicit organizatorii care au pus bazele acestui festival. Le doresc mult succes, sănătate și numai bine vă doresc. Avem mulți. Mulțumesc pentru. Sunt încântat de faptul că sunteți alături de noi, de ansamblul Sărățelu, de organizatorii acestui festival. Ne-am străduit să facem ceva cât mai bun și sunt convins că în următorii ani va fi mult mai amplu și la înălțime. Mulțumesc primăriei pentru faptul că ne-a ajutat și este, în continuare este alături de noi, cel puțin așa avem promisiuni. Mulțumesc celor care s-au alăturat
ansamblului Sărățelu și așteptăm și pe alte persoane și Iosif, chiar și mai tineri, pentru a crea un colectiv foarte, foarte plăcut și bun. Eu, în numele meu și a doamnei primar, declar deschise această activitate a festivalului și vă doresc vizionare plăcută. Festivalul de folclor și tradiții populare și-a deschis porțile. Se cuvine cu sprijinul colegului de la Sunet, este acolo o horă, și am să chem pe domnii de aici îmbrăcați în costume populare, că au zis că vor să încingă o horă, în așa fel încât să pot... E o horă acolo de trompetă. Dar eu vreau să vă văd așa în costume populare venind în față. Ia să văd. Aici jos, că pe scenă n-avem loc, avem virtuos. Aia, pentru că suntem în Moldova, zic să încingem horă moldovenească. Când vreți, dați-i drumul. Iată cum hora s-a încins, drept pentru care se cuvine să dăm drumul festivalului. Până își trag suflet de dansatorii pe care o să vedeți după aia pe scenă. Am aici în față o prezentare telefrumoasă pentru ansamblul folcloric Vechetorile Zeletinului, un ansamblu care tocmai a primit 25 de ani de existență în dreptate. 21 pe 22. Este laureată mai multor festivaluri, stați un pic. 41 spre 42 de ani? Mulți înainte. Deci, ia cât se poate face performanță în ceea ce privește folclorul.
Spuneam că ansamblul folcloric Privegheterele Zeletinului, laureat al mai multor festivaluri județene naționale și internaționale cu premiul întâi, prezent în nenumărate ori în emisiuni radio și de televiziune, în presa județeană națională și internațională, în cărți de etnografie, în anul 2013 a avut onoarea de a deschide Festivalul Mondial de la Norma Latina din Roma, Italia. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul folcloric Privegheterele Zeletinului. Pe 26-27 noiembrie vom fi prezenți în cadrul Festivalului Internațional de Folclor de la Viena, Austria. Să-l aduceți pe Strauss. Da, bineînțeles. Domnul, chiar vrea să vină la seara. Noi la bază am fost la folclor. Deschis. Hai, dă-i volum. Da, la bază. Hai, de la el. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mulțumim și noi pentru invitație, dumneavoastră. Încă scuze, domnule primar, pentru un moment așa, mai neplăcut din partea mea. O secundă și vreau în același timp să felicit în primul rând pe prietenul meu, inginer Mucenica, și prietenul ansamblului nostru, ne cunoaștem de mulți ani, să felicit pe doamna primar și toți cetățenii Comunii Sărata care sunteți în stare să faceți lucruri minunate, nu cum se întâmplă la noi, din păcate. Uite că se primează. Toate felicitările noastre, mulțumim pentru atenție. Am filmat pe 22-23 cu favoritul și s-a dat pe 6 și 7, câte 3 ore, care a filmărit la favorit, am filmat câte 3 ore, de 4 ore. Mulțumim încă o dată și ne urăm drum bun la Viera. Mulțumim. O să amintim de seara. Aplauze pentru predighetările zelătirilor de la Podul Turcului. Această vișină n-a fost dorită decât cu un singur scop, acela de a obosi cu dansurile și cu cântecele care vor urma. În aplauzele dumneavoastră am să invit o interpretă de muzică populară care și-a dorit să participe la această manifestare și pe care o vedeți aici timidă un pic, Beatrice Călin. Bună ziua și bine v-am găsit! Thank you.
E prea mult să le spun, dansatori. Deși au îmbrăcat straiele populare, deși de o bună perioadă de timp s-au dedicat folclorului, puteți să-i aplaudați.
spuneam că deși sunt foarte, foarte mici, s-au dedicat cântecului popular, jocului, au îmbrăcat straile populare și au venit la sărbătoare, la Festivalul de Folclor și Tradiții Populare Trandafir de la Sărata 2016. În aplauzele dumneavoastră, ansamblu Bobocu din Bacău, coreograf Petrică Drăgan.
de urcare de bacău. Și când te cu mie, mă cântare la cântat, să vinde și la ciucat, de urcare de bacău. Și când te cu mie, mă cântare la cântat, să vinde și la ciucat. Da, 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 da
ai bătițe tinerele, dacă mi-e de piel, 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 dar tu nu știi să joci din fel, dacă mi-e de piel, da. Lasă timpii mâna mea, dacă mi-e de piel, 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 dar și pe-a eu văța eu vrei, dacă mi-e de piel, da. Hai așa, măi băițași! Thank you.
Aplauze pentru ansamblul folclorii Bobocu. Rămâneți. Dă-și mie voie, tinere. Deci, numai un pic. Am și o discuție serioasă, așa ca între oameni mari. E, vină un pic, mă coace, vină în față. Vină mai în față. Zici mie câți ani ai. Nu, câți ani ai? 5. Și cum te cheamă pe tine? Teo. Teo? 5 ani? Ești la grădiniță? Da. Da? Spui și mie câteva cuvinte despre coregraf. Îl cunoști? Nu. Ce spune? Ce aș fi că tu ai dansat singur acasă, nu? Dar cu cine? Nimeni. Cu nimeni? Deci n-ai dansat acasă. Dar unde ai dansat? Aici. Și ți-a plăcut? Da. Mai vii? Da. Aplauze pentru tău. Uite-mă pe el, da? N-am terminat de vorbit. Mai am aici. Tot mă un pic, mă. Cred că știu eu după ce mă uit. Impresia că lipsesc. Lipsesc niște băieți de pe aici. Doi, unde sunt? Unde sunt? Ia vină mă încoace, dacă tot ești ca la școală. Ia vină încoace. Aplauze. Da. Cum te cheamă? Nicolas. Asta e nume de român? Da. Ești care te-l cheamă Nicolae. Eu cred că tu ai o problemă, nu reușești să pronunți tot cuvântul cum trebuie, pentru că ți-a căzut un dinte, așa-i? Da. Eram sigur. Deci pe noi te cheamă Nicolae. O, aplauze. Câți ani? Fafe. Bun. Fii, dacă ai fafe, de ce te-ai apucat de dansat? Că îmi place. Îți place? Auzi? La duminica te duci la hora în sat? Nu. De ce? Că nu-mi place acolo. Nu-ți place la horă? Păi, dar n-ai făcut o horă aici? Aici am făcut. Aici îți place, la horă în sat nu. De ce? Trag fetele de tine? Nu. Nu trag? Ai o chip de cineva pe aici, prin public? Îți place cineva aici? De mama. Unde e mama? Nu se face, cum era? Unde e mama? De mama? Mama te-a învățat să dansezi? Da. Aplauze pentru Nicolas și pentru ansamblu Bobocu, coregraf Petrică Drăgan. Acum întrebarea este, după cât ați dansat, care vine să ia diploma? Dar repede! Vă rog! Nu-i corect? Fii atent, stai, nu mă un pic, ca să nu... Ai luat-o? Dă un pic. Care vine să ia diploma? Ușor că șifonață, rupeți. Gata, am rezolvat-o. Pentru cine mai avem? Doamna profesor Maxim Mirela. Așa, ține sus, ține sus. Doamna profesor, vreți Mariana? Doamna profesor... Lăsați, că pe asta o iau eu. Unde e Nicolas? Să-i dai asta domnului instructor și să-i spui să te învețe să dansezi, da? Mai departe. Promiți? Zi, promit. Promit. Așa. Și? Și pentru solista care a participat mai înainte, Maxim Maria Neculce. Așa. În aplauzele dumneavoastră, ansamblu folcloric Bobocul din Bacău. Mai vrei să mai stai pe scenă? Da. Mai stai aici până mâine. A, nu. Mâine te duci la școală. Fugi. Fugi că mă bate domnul instructor. Mergem mai departe.
cu un alt ansamblu venit special pentru dumneavoastră, pentru a vă prezenta momentele pe care le-au pregătit, în așa fel încât să transformăm această zi într-o zi de sărbătoare, o zi pe care să nu o uitați, până la anul cel puțin, iar la anul să reîmprospătați memoria cu cealaltă ediție a Festivalului de Folclor și Tradiții Populare. În aplauzele dumneavoastră vine de la Letea Veche, ansamblul folcloric Meleaguri Letene, împreună cu consacrata solistă de muzică populară, Oltița Todirca.
Și mai de mai mult a stat din jurul el. Dar nu mi-a dat joc în sat, mai vedeți noi. Să nu mi-e bani să lapă din jurul el. Mi-e rușine să n-o fac, mai vedeți noi. Mama poate grijuri, eu la joc cu fetinii. Pe mișor vădările, ai și manajul meu. E cum am ieșit pe poată, inima ruinată. Thank you.
Thank you.